Deputatul PSD Dumitru Coarnă a vorbit în cadrul conferinței despre criza energetică și rolul autorităților în reglementarea situației, sprijinirea sindicatelor pentru creșterea salariului de bază și bomba ecologică din Comuna Ulmeni, județul Călăraș. La nivel național sunt foarte multe lucruri pe care le-ați urmărit și dumneavoastră și aici aș puncta două lucruri fundamentale. Criza energetică pe care o traversăm în aceste majorări succesive de prețuri la energie electrică și la gaze. Sigur că Partidul Social Democrat are soluții clare, soluții care pot fi implementate mâine. Le-am propus și sperăm că vom ajunge la final să reglementeze așa cum ne dorim noi. Practic e vorba de acea plafonare a prețului și nu o plafonare oricum și oriunde, ci o plafonare la nivelul lunii ianuarie 2021, pentru că nu e moral, legal să plafonezi la nivelul lunii septembrie 2021 când prețurile s-au dublat sau triplat. O să vedeți că dacă nu reușim lucrul ăsta, prețul gazelor naturale în noiembrie se va dubla, iar în ianuarie se va tripla. Sunt lucruri extrem de tehnice pe care nu se le dezvolt, dar una peste alta afectează în tot economia națională, nu doar acele persoane vulnerabile. Acolo, practic, am votat și acea lege, am speculat conflictul din interiorul actualei guvernări și din PNL și a reușit să punem ordinea de zi acea lege a consumatorului vulnerabil, dar ea rezolvă o mică, extrem de mică problemă. Fondul problemei este clar la punctul zero, la plafonare, pentru că imaginați-vă toți agenții economici, privați, public, nu contează, forma de proprietate, vor suferi din această perspectivă, vor veni facturi duble, triple și atunci ce soluție o să găsească un agent privat? Ori o să majoreze prețul, ori o să diminueze producția sau să intre în faliment. Dar care este motivația reală pentru această creștere? Motivația reală este una singură, îmbogățirea fără juste mâini. Practic, noi nu vorbim de o piață concurențială, noi nu avem foarte mulți producători care se intre într-o competiție și să stabilească piața prețul. Noi suntem o piață oligopolă, adică foarte puțini producători de energie și gaze. E o problemă de cartel. Au stabilit prețurile, au ridicat. În opinia mea, vorbim de o majorare nejustificată, vorbim de o speculă, o cumpărare scump de revânzare. Practic, este afectat direct cetățeanul. Sigur că statul câștigă din majorările de TVA și din toate aceste lucruri pe care le avem în secundar. Dar dacă se plafonează diferența de preț între prețul real și prețul plafonat, ce nu se poate? Păi avem soluții acolo, avem acele impozitări, acea taxă pe... Mai fost în ordonanța 114. Se revine acolo cu plafon la nivel ianuarie 2021 și avem o impozit pe cifra de afaceri de 2%, da, taxă. Dar nu toată Europa este o problemă. Păi toată Europa este o problemă, dar nu toată Europa este prețul din România. Eu studiez prețurile, studiez piața și văd 89-90 de euro megawatt-oră, am văzut 18 euro, 20, 70 de euro megawatt-oră, România 160-170 de euro megawatt-oră. Faceți dumneavoastră diferența. Domnul deputat, există acum două situații similare, să spunem, punct de vedere al controlului autorităților, una la ASF și una la Consiliul Concurenței sau la ANR, cine reglementează piața asta de energie. Autoritățile astea care casează foarte mulți bani de la bugetul de stat, iar membrii conducerilor și mai mulți bani față de tot ce înseamnă salarizarea în România. Care e rolul lor, în afară de a-și îmbogăți? Și eu mă întreb de multe ori care e rolul lor și nu prea găsesc explicații, sincer. Și eu mi-am pus întrebarea asta de multe ori și nu găsesc o explicație logică. Eu încerc să fiu atent la detalii, eu încerc să scot în evidență acele lucruri care pot fi realizate și acele lucruri care vin direct în sprijin cetățeanului. Rolul lor probabil este altul decât cel pe care dumneavoastră și noi toți îl așteptăm. Practic, și în opinia mea, aceste agenții de multe ori nu și-au respectat fișa postului sau nu și-au respectat, dacă vreți, standardul pentru care sunt plătiți și sunt plătiți bine. Știu că unul dintre ei are un 12.000 de euro salariu pe lună. Da. Nici PSD-ul nu mi s-a părut că aici s-a mișcat în trecut în v-am spus viața reală. E o problemă din reglementare aici. Nu întâmplător m-am mers la plafonare și nu întâmplător vorbeam de ordonanța 114 din decembrie 2018, când Partidul Social Democrat a plafonat prețul energiei și al curentului electric și a impus acea
acel impozit pe cifra de afaceri de 2%, guvernul Orban le-a scos din ordonanța 114 și uitați-vă unde am ajuns, în ce situație suntem acum. Dacă vreți să dezvoltăm tehnic, îl putem dezvolta. România, de exemplu, este al doilea producător de gaze naturale din Europa după Norvegia. Nici n-ar trebui să fim noi listați la bursa de la Viena. Sunt lucruri tehnice extrem de multe pe care am putea să discutăm într-o altă conferință de presă. Pot să vă spun altfel, dacă vreți. În 1989, România producea 21.000 de megawatts oră. Știți câți producem astăzi? 7.000. Face diferențele. Importăm 1.000-1.500 de megawatts oră. Avem o capacitate de import de 2.500. Mai mult de atât nu putem importa. Această limitarea producției, acestea. Am închis foarte multe capacități de producție. Anul ăsta am închis capacități de producție. Aia înseamnă că afectez direct dezvoltarea. N-ai cum să faci investiții pe o capacitate limitată de producție de energie electrică în condițiile în care nici nu poți importa, pentru că sunt condiții tehnice pe care nu... Și cum răspunde în aplicarea această plafonă? Prin lege. Cum? Păi avem un proiect de lege în Parlamentul României și să dezvoltăm și să-l votăm. Nu, asta știu. V-am întrebat cum cu sprijinul cui. Că nu aveți majoritate în Parlament. Păi noi încercăm să creăm o majoritate. E logic că va fi o lege organică și atunci va trebui să creăm o majoritate. Noi încercăm să folosim părichile legale. Știu. Și noi ne punem întrebările cu cine, când, cum și unde. E adevărat. Și e corect ce spuneți. Noi încercăm să facem lucrul ăsta. Sigur că vor fi probleme probabil la momentul respectiv, dar vom discuta pe comisii, vom analiza înainte să ajungă în plen aceste inițiative să discutăm în comisia de specialitate. Deci sunt acum că dacă nu vor fi de acord cu ce spune vreau, să le puneți în brațe și să mă rog până atât. Dacă nu vor fi de acord, să iasă în fața oamenilor să spună de ce nu sunt de acord. Când o să vadă dezastru din țara asta. Și eu nu mă refer doar la consumatorul vulnerabil, eu mă refer în ansamblu. Această majorare nejustificată de preț aduce, dacă vreți, efecte negative în tot ceea ce înseamnă economie. Practic. Vă pun o întrebare mai haioasă. Puneți-mi de care vreți. Cât costă o trusă de aceea de trusă de crosă de golf? Vreau să mă apuc și... Avem un reprezentant special pentru acele zone, domnul președinte Iohannis. Întrebați-l că el este terminatorul numărul 1 al României. Se numește Claus Iohannis. Deci nu jucat golf. Dumnezeu, da. Și a luat și un mic mai bățoi. Dar ce nu jucat golf? Că e scop sau pentru că rău ce vreți? Și una și alta. Și una și alta. Am văzut, apropo de asta, că Bulgaria a încurajat dezvoltarea de terenuri de golf, dar România nu prea... Sunt lucruri diferite. Una este să încurajeze dezvoltarea unui teren de golf și alta este. Noi, problemele noastre sunt altele. Țara asta da, are... Probabil trebuie să ne apucăm noi să jucăm ca să vină ei să facă terenuri de golf. Doamne, omul ăsta, președintele Iohannis, nu este un om care se empatizeze. Practic, are un profil psihologic pe care le-au descris specialiștii ca fiind într-un anumit fel și nu vreau să mai departe. A doua problemă pe care tot din perspectiva națională o să sprijinim sindicatele pentru majorarea salariului de bază minim brut. Practic vorbim zilele de astăzi de creșteri majore de prețuri, înghețări de salarii și atunci avem o diminuare a puterii de cumpărare, 12-15%. În opinia noastră, salariul de bază minim brut ar trebui să crească undeva în echivalență cu rata scăderii puterii de cumpărare, 12-15%. Am văzut că guvernul și patronatele vin cu o soluție de 8%. E o soluție care nu satisface angajatorul din această perspectivă. Avem 1.600.000 de oameni astăzi în revisal care sunt plătiți cu salariul de bază minim brut, 1.386 de lei net. Aia înseamnă ca valoare de piață. Aș vrea să abordez și o problemă locală, extrem de delicată și cu părere de rău o spun, în presa locală nu prea am văzut-o. Avem o bombă la Ulmeni-Olteniță, o bombă la propriu, dar nu știu de ce nu tratați. Nu înțeleg mecanismele, eu înțeleg, dar mă gândeam că presa ar trebui să fie, nu câinele de pază, al mediului, de exemplu. E o bombă ecologică la Ulmeni, la Olteniță. 200... A fost dată... Ce bombă e? Nu e bombă ecologică, există și trebuie să facem ceva ca să stopăm lucrul ăla. Eu am fost acolo. Aproape 200-300.000 de tone de gunoi aruncate în zona aia, într-o zonă protejată natural, Natura 2000 se numește. Acolo avem fluviu Dunăre, da? Și nimeni nu face nimic. Ce i-a împiedicat pe cei de la Garda Națională de Mediu? Să pună la capitolul.
Păi Garda Națională de Mediu, am văzut că în momentul în care au declanșat controle, le-au schimbat pe Comisarul Gărzii Naționale de Mediu, am văzut pe acel Berceanu. Se continue cel care a rămas, în continuare. Se continue, sigur. Cu județean rost. Ok. Problema de fond este dacă că... Dacă e o bombă, între timp de dumneavoastră. Nu credeți că e o bombă? Mergeam împreună. Haideți când, da, când, când vrei să facem. Ce tip de gunoi acolo? Tot tipul de gunoi din București. Sigur. Tot, tot. Așa de glina. E fix glina. Da. Terenul e privat. Terenul e privat, da. Știu, și eu am primit, și eu am primit, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm să ne invadeze gunoaile. Dacă ținem la județul ăsta, haide să ne unim eforturile, tot ceea ce înseamnă presă, politic, nu mă interesează, administrativ, să clarificăm problema asta, pentru că este în beneficiul nostru al tuturor. Ne strică un ecosistem acolo. Nu mai vorbesc de locuitorii, cei care locuiesc în zonă sărace, îmi dau mesaje, noaptea, filmări. Ce fac? Transportă gunoiul noaptea, că vorbeam de autorizare, și ca să-i micșoreze volumii, dau foc. Am avut două incendieri provocate în august și septembrie. Un grad de poluare... Exact. Și mi-au dat din Oltenița, îmi dau mesaje noaptea, oamenii cu filmări, cu... și nimeni nu face nimic. Prefectul, am înțeles că e prins în acest mecanism al corupției, din ce am înțeles eu, pentru că e zona lui de competență. Este un om cinstit, că am înțeles că vrea să mute 200 de mii de tone de gunoi la groapa noastră a județului Călăraș, care e autorizată și omologată și standardizată. Adică el vrea să ne aducă gunoaiele din București, să le aducă în județul Călăraș, dar să le ducă la el, să le ducă la dumneavoastră în curte. Deci cam asta e problema de fapt. Acum am primit mesaje, este un grup de cetățeni din zona, cam 100 la Agenția pentru Mediu aici în Călăraș. Protestează în fața acolo. Eu am pregătit la nivel de municipiul Oltenița, mâine sunt acolo și o să încerc... Acum, Vasile, de exemplu, când vine spre casă din Oltenița, ar trebui să oprească acolo, să rezolvi problema mult mai devreme și mult mai devreme. Păi, dar cine e domnul Vasile? Domnul comisar. Păi, am înțeles că a tăiat toți comii după drumul național, domnul Vasile. Nu? E a tăiat? O drujbă. Și are o drujbă puternică, am înțeles eu. Eu așa știu. Nu? Ne-a tăiat toți? Am mai rămas cel puțin pe de trei niciun. N-am mai văzut niciun pom. I-a tăiat domnul Vasile cu domnul Filipescu. Și ce-a făcut cu pomia? A întrebat cineva? Ce-a făcut cu materialul lemnos de ăsta de acolo? Domnul Vasile. Dacă domnul Vasile e... Dacă domnul Vasile e la mediu, înseamnă că o să poluăm tot județul ăsta. Vreau să spun că mâine o să discut la Oltenița, la cabinetul parlamentar, cu consilierii noștri, o inițiativă de proiect de hotărâre de Consiliul Local să stopăm amplitul aici, să încercăm să stopăm acest dezastru ecologic. Deci credeți-mă, e cel mai mare dezastru ecologic din Europa la momentul ăsta. Deci e o bombă ecologică la propriu. Eu știu că sunt interese mari, politice, știu de la ce nivel vine povestea asta. Deci, practic, sacrifică județul Călăraș. Este sacrificat județul, zona respectivă este o zonă otrăvită la propriu. E otrăvită la, gândiți-vă la apa, la pânza de apă freatică, gândiți-vă la fântânile oamenilor de acolo, gândiți-vă la fluviul Dunărea, care e afectat în tot. Haideți să ne unim eforturile și să facem un efort colectiv ca să corectăm acolo. Nu putem să stăm aici, în neputința asta, să ne mulțumim doar cu asta e și asta e politica. Nu. Asta nu e politica. Asta este infracțiune. Sunt 3-4 dosare penale deschise la Nicola Dănea. În sfârșit. Toată lumea ce așa. Nu, am avut declarație politică, dacă urmăneați. Marța trecută am avut declarație politică fix pe această temă. Pe groapa de gunoi de la... Am vedea totuși că cei de la gardă, din abilitate, ar fi trebuit de alte să se autosimite. Eu am vorbit cu Comisarul Gărzii de Mediu, am vorbit cu Ministrul Mediului, am făcut declarația politică, deci am făcut primele demersuri, primii pași am făcut. Comisarul Gărzii de Mediu trebuia să mă întâlnesc cu el, l-au schimbat la despre băiatul nostru din Călăraș cu drujba. Ministrul văd că tace, am vorbit cu șefa de cabinet, dar a rămas că mă anunță. Doamne, zic că o problemă, o bombă ecologică la urme. Practic, ei la Oltenița, ca unitate administrativ-teritorială, zona de competență, e a municipiului Oltenița. Și văd că primarul de acolo tace, toată lumea tace, unii spun că ar încasa niște drepturi de autor de acolo. Ori nu putem să ne batem joc pentru lăcomia unora de sănătatea noastră. Chiar nu putem. Dacă dumneavoastră credeți că noi devenim groparul de gunoi al municipiului București pentru muftul unora, câțiva, puțin la număr, eu nu o să admit lucrul ăsta și în ceea ce mă privește
o să fac tot ceea ce depinde de mine din perspectivă legală să stopez fenomenul ăsta care practic potrivește viețile noastră la tuturor și distruge natura de acolo, distruge la propriu. La care dat de mediu că aș exista un raport, o constatare? Am vorbit cu comisarul Prăluții de Mediu acum înainte de a intra la dumneavoastră în emisiune și mi-a zis că urmează să apară raportul pe care l-au făcut. Acum sper să nu fie schimbat, că dacă au schimbat comisarul, s-ar putea să schimbe și concluziile. Oricum sunt probleme mari, sunt probleme mari constatate la nivel de Olmeni. Infracțiuni clare, fără niciun dubiu. Dar, deocamdată, mi-a zis omul, mi s-a părut un om de bună credință mie, doamnă, până n-am avut timp să trimit raportul, că m-au schimbat. Era finalizat raportul de la Olmeni, exact cu ce vă spun eu, cu incendie. De Berceanu vorbesc. Eu am întrebat dacă aici, la Călăraș, am vorbit cu cineva. Nu, n-am vorbit cu nimeni la Călăraș. Acum o să merg la cetățenii din Olmeni care sunt în față la agenția asta de specialitate, de mediu, și împreună probabil, nu știu, vedem, dacă o să aibă bunul simț să discute cu oamenii, o să încercăm să putem o discuție. Știu că sunt niște cuscri cu crude din astea, cu firma de acolo. Știu tot, credeți-mă. Știu tot. Dar săptămâna viitoare o să mai discutăm speța asta. Autorizațiile de mediu nu poate fi suspendate. Păi sunt suspendate autorizațiile de mediu. Vin noaptea cu mașinile, vin noaptea am vorbit la poliție, am vorbit la eu. Prefectul doarme, am înțeles că o fi ceva ce domnul cobor din pat pentru 100.000 de euro, nu știu, zic și eu. Adică toată lumea doarme. Domnul Coare, și cu dragile protejați, nu am nicio opinie? Ba da, au opinii. Problema e că rămânem toți la opinii și fenomenul se întâmplă. Noi avem opinii și eu am opinii și dumneavoastră. Problema de fond este că, în fapt, acolo lucrurile au luat o razna. Toată lumea are opinie, dar nimeni nu face nimic. Eu vreau să fac ceva. Adică știți cum e? Trebuie să semene vorba cu fapta. Dacă nu seamănă vorba cu fapta, venim degeaba aici, ne întâlnim degeaba. Dacă... Aveți un europarlamentar care plecați în Călăraș. Până lăsați-mă, până europarlamentar e la Oltenița. E la Oltenița groapă. Aia acolo putem să facem hotărâri de Consiliul Local, să întrerupem niște lucruri, putem la Agenția pentru Mediu din Călăraș. Haideți că ne ducem la Bruxelles direct. Hai să începem cu noi. Nu ne uităm în vârful muntelui. Să o luăm de la bază. Să vedeți că sunt multe probleme la noi aici. Nu la... Bun, europarlamentar, știu. Problema e la noi, la Călăraș. Prefectul nu face ce trebuie să facă. Poliția din zonă, în opinia mea, la fel nu face. Sunt dosare penale deschise pe care, în opinia mea, la fel, sunt lăsate în nelucrare. Și atunci avem bombă ecologică. Da, oamenii ăia m-au reținut. Da. N-am reținut dacă a spus, e teren privat sau teren public? Deci am înțeles, e privat. Deci am înțeles, e privat. Da, nu are nicio legătură cu poluarea. Da. Dar tot trebuie să respecte legea ca și publicul. Da. Eu v-aș ruga să strângem un pic rândurile, să încercăm să atragem atenția. Eu ori știu ce am de făcut și o să fac, credeți-mă. E păcat. Presa din Călăraș, eu n-am văzut că vă urmăresc, mă uit la fiecare parte să văd și o știre. Nu văd. Nu vă spun sincer, vă spun cu... Păi, dacă nu ziceți noastră că ați spus că aveți imunitate parlamentară... Nu vorba de imunitate aici. E vorba. Dar dumneavoastră ați sesizat autoritățile, v-ați vorbit cu poliția, ați făcut, am văzut și publicat declarația noastră politică în Parlament. Da. Dacă nu se întâmplă nimic, credeți că un ziar local poate schimba situația mai mult decât puteți? Un ziar local, două ziare locale, trei ziare locale, un parlamentar, un primar, un prefect, dacă gândesc la fel, da, pot schimba. Da. Categoric da. Răspunsul este da. Hai să vă spun altfel. Trebuie să vă răspund la întrebarea asta altfel. Înainte să depun declarația politică, au venit 15 băieți buni să-mi spună să nu depun. Ai zis că ce poți schimba tu singur? Și domnule, nu știu ce poți schimba, dar măcar încerc. Păi, acum cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el singur. Vă rog. Permis să vină la noastră 15 băieți buni. Păi la noi nu mai vine cu vorbă frumos. Spuneți că vei teama să înțeleg. Păi de ce vei m-a amenințat un avocat a sunat, dar nu poate ți-a mi te duc în judecat. N-ați văzut cazul în față de iarăși bătuți într-o păjure de inginerul civil și de... La Suceava. La Suceava. Da. Păi mă, că ți-e teama. Și atunci trebuie să teama. Păi dacă aici spuneți că poliția nu face nimic. Vreți să vă mint sau să vă spun adevăr? Mint. Bine, atunci poliția face ce vrea. Păi, hai să
discutăm serios, adică vreți să vă mint, eu vă pot minți, dar nu vreau. O parte de acolo, din zona respectivă, nu face ceea ce trebuie să facă, în opinia mea. Dacă ăla vine noaptea cu transportul și brapa, este retrasă autorizare și suspendată autorizarea. Și antenemedia, forțele de ordine care au sarcină pe această temă. Noi vorbim de virus, de pandemie și acolo o trăvim tot. Suntem, adică cum, alergând după oameni cu mască fără mască? Deci alergând după oameni cu mască fără mască și acolo cu sute de mii de tone de deșeuri, de gunoaie, care au trăvit de zona aia, nu alergă nimeni acolo. Oare de ce? Păi, credeți că, ca și valoare, dacă vreți, din perspectiva societății, din perspectiva socială, din perspectiva vădămării unor drepturi, care e primordial? Sute de mii de tone de gunoi deșeuri aruncate ilegal sau că nu are coarnă masca? Cu domnia aceea despre doar o luntă, se mai aude ceva? Am făcut solicitări la parchetul, nu, parchetul nu lucrează. Nu lucrează. Stați să vă explic, am fost la Olteniță, am fost audiat în dosar, îi indic proprie, martor, domnule, refuză proba. Nu, am sunat ministrul de interne, credeți-mă, m-am făcut la parchet din nou sesizare, am făcut solicitare să-mi comunice stadiul cercetărilor, deci procurorii din dosarele astea, în opinia mea, îi favorizează pe cei care au comis infracțiunile. Vă dau un exemplu, la unul dintre dosare nici măcar n-au făcut nimic, cel cu 800 de tone de piatră, domnul Xenofonte, nici nu mi-a comunicat unde e dosarul la cine lucrează sau cine nu lucrează. Deci nu putem să acceptăm așa ceva. Deci chiar nu putem. Până la urmă, ce vrem noi de la societatea asta, de la copiii noștri? Să creștem ce? Infracțiunea și infractorii? Să protejăm frauda asta masivă? Când eu îi dau dosarul făcut cu documente, cu facturi, cu tot, decât n-avea două lucruri, să odiez între oameni și să înceapă România penală în persoană. Nu. Nu. Și asta cu bună știință, e cu intenție. Și toți cei trei procurori care lucrează în aceste dosare fac lucrul ăsta cu intenție. Îi favorizează pe cei care au comis infracțiunile. Eu nu mă opresc aici, eu îi las, le-am făcut solicitări scrise conform procedurii penale și o să merg etapa următoare. Merg și contest așa cum scrie legea. Așa o să procedeze. Și mai am câteva dosare în lucru pe care nu le-am denunțat până acum, o să le fac denunțuri și acolo. La primărie, la care era și unul pe fostul mandat, și altele. Săptămâna aceasta a fost prezent în Budești. Ieri. S-a aprobat ședința de Consiliu Local. Astăzi e ședința de Consiliu Local. Astăzi e ședința. Eu am fost ieri la Budești. Acolo, deci, sincer, credeți-mă, în ultimii 30 de ani, nimeni, nu că nimeni nu a făcut nimic, toată lumea a furat acolo. Am mers prin localitatea aia, oamenii aia sunt în secolul XIV. Și încerc să ajut atât cât pot. Am fost cu... Avem noroc că avem un președinte destoinic acum la PSD, la Oltenița, pe Marian Pavel, și încercăm să ajutăm. Eu deja am vorbit cu domnul președinte Iliuță pentru zona aia de 1907, strada care acolo e focat de infecție. Aia nu e strada, ok. Și mi-a promis că găsim o sursă de finanțare dacă primăria nu rezolvă lucrul ăsta, găsim o sursă de finanțare și sunt convins că dacă domnul Iliuță mi-a promis, facem lucrul ăsta acolo. Să, cel puțin să deblocăm zona de acolo, că e vorba de o canalizare care există și să fie racordată. Problema la Budești e ca în România, adică vor să financeze niște factori care se fură. Adică băncuțe, coșuri de gunoi și teren de golf. Și am explicat, noi, domnul primar, avem investiții de făcut, strada, nu știu care, vorbim de... Adică tu montezi bancă și n-ai trotuar, tu montezi bancă și tu nu ai instalații de specialitate. Guvernul i-a asigurat niște finanțări primarului, că e... Primarul are niște... Primarul are, din campanie electorală, are niște datorii de onorat. Și încearcă să le onoreze prin aceste investiții, cu bănguțe, coșuri de gunoi și un teren de sport, nu știu unde, teren de sport pe care, în condițiile de astăzi, cine o să folosească, că e pandemie și așa mai departe. Nu e prioritate, imediat. Nu e categoria. Noi suntem de acord cu terenul de sport, ca să fie extrem de clar. Dar hai să mutăm pe bugetul pe 2022-2023. Astăzi avem niște lucruri prioritare acolo și v-am dat exemplu după străduțe, unde a plouat foarte puțin. Pe acolo, dacă vine o ploaie serioasă, oamenii pleacă din casă. Mi-au arătat săraci, aveau bagajele pregătite. Cum plouă, scoteau hainele afară. Nu poți să ignori la infinit lucrul ăsta. Nu poți ignora. Și nimeni nu merge acolo. Nimeni nu merge la ei să vorbească cu ei. Nimeni nu merge la ei. Da. Din păcate, asta e România reală și trebuie să o tratăm ca atare. Dacă ne ascundem după degete, dacă ne ascundem după temeri sau după emoții altele decât cele corecte,
mergem în continuare în logica asta și rămânem la fel.